utilaje care sunt în plantații și se conduc din birou sau aplicații cu care putem să măsurăm temperaturile în câmp. Sunt doar câteva exemple pe care tehnica modernă le pune la dispoziția agricultorilor. Unii dintre ei au participat la Golăiești, în județul Iași, la o lecție demonstrativă și au aflat cum pot combate dăunătorii cu ajutorul celor mai performante drone. E o premieră pentru fermierii de aici din Iași să vadă ce pot să facă aceste drone. Sigur, chiar este o premieră pentru că ele nu sunt de mult timp pe piața din România. Din ce în ce mai des fermierii apelează la drone pentru că observă de departe avantajele pe care le prezintă aceste echipamente. Aș începe cu cel mai mare avantaj al lor, acela că odată folosind dronele nu mai călcăm practic cultura deloc, pentru că stropim din aer. Al doilea avantaj l-aș numi poate la fel de egal cu primul, este că nu mai e nevoie să cărăm în câmp cisterne tone de apă, pentru că ele funcționează cu cantitate redusă de apă și atunci practic nu ne mai deranjează noroiul sau solul sau condițiile grele din teren. Cum spuneam la început, dronele sunt oarecum nou apărute pe piață, dar fermierii sunt deschiși. Am venit în zona Iașiului să prezentăm ce fac aceste drone și care sunt avantajele lor. Suntem încântați că sunt deschiși, le încearcă. Sperăm noi și credem în același timp că în câțiva ani se va renunța la metoda convențională și cât mai mulți vor apela la această tehnologie. Pentru că, după cum ați observat și dumneavoastră și ei, mai ales fermierii, forța de muncă este din ce în ce mai greu de găsit în ferme. Nu mai sunt tractoriști, nu mai sunt oameni care să meargă pe meturi, pe autopropulsate. Ori atunci la dronă nu ai nevoie decât de un singur om, care practic acela o alimentează, acela o încarcă, acela o pilotează. Și este un avantaj, cred eu, foarte mare, mai ales pentru viitor. Cum spuneam de cantitatea redusă de apă, apa în viitorul apropiat va fi din ce în ce mai greu de gestionat, pentru că temperaturile sunt foarte ridicate la nivel mondial și atunci apa o să fie din ce în ce mai greu de gestionat. Deci, practic, nu o să mai fie atât de ușor să poți să iei 200-300 de litri de apă și să o folosești pentru un hectar. Și atunci când folosești de 20 sau de 30 de ori mai puțină cantitate, eu cred că este un avantaj nu mare, ci foarte mare, ca să zic așa. Cât de greu sunt de manevrat? E nevoie de un personal specializat? Fiecare fermier care își achiziționează o astfel de dronă poate să urmeze cursuri, poate să-și obțină certificat de pilot pentru a fi în legalitate, poate de asemenea să-și înscrie drona și să o autorizeze la Autoritatea Aeronautică Civilă Română și noi recomandăm să facă acest lucru pentru că altfel ar funcciona ilegal, ca să zic așa. Cât despre partea tehnică, nu este greu de manevrat o asemenea dronă. Noi punem la dispoziție de asemenea și traininguri și cursuri de pilotaj și cursuri de înscriere ale dronelor și de a înțelege practic tehnologia. Deci concluzia, în opinia mea, nu este greu de pilotat, dar ca în orice domeniu, cu exercițiu, fără discuții, pot folosi ei singuri. Un alt avantaj foarte important este că aceste drone comunică cu alte drone mai mici, care acele drone practic analizează cultura din punct de vedere al dezvoltării. Îți spune practic unde ai o cultură mai dezvoltată și unde este o cultură mai slab dezvoltată. Ceea ce este un avantaj enorm. De ce? Pentru că odată știind unde ai cultura slab dezvoltată, practic tu trimiți drona mare care stropește, indiferent că vorbim de insecticid, vorbim de erbicid, vorbim de tratamente foliare, drona mare merge și stropește doar acolo unde este o problemă. Astfel, făcând o reducere de pesticide, poate chiar și de 80-90%, ceea ce este un avantaj enorm, în primul rând financiar, pentru că nu mai e nevoie să plătești pentru toată suprafața, plătești doar acolo unde ai nevoie, asta o dată, și doi la mână chiar și pentru importanța solului, că nu mai arunci în sol
diferite substanțe degeaba, ca să spunem așa, că dacă o cultură este bolnavă doar 10%, nu ai de unde să știi că e doar 10%, decât dacă o analizezi cu o dronă. Și atunci, analizând cu drona, știi exact unde să trimiți drona mare să trateze. Aplicarea tratamentelor este foarte precisă și vă spun acum și de ce. Pentru că la drone, în momentul când aplici tratament pe o frunză, cu drona se aplică nu doar pe partea din fața frunzei, ci și pe partea din spate. De ce? Pentru că ele, având elice, se creează un efect de turbionare. Practic, toată soluția care este împinsă către cultura respectivă, odată făcând contactul cu solul, ea se întoarce practic în sus. Atunci, frunza este atacată și pe o parte și pe cealaltă și efectul este 100% garantat. Aș vrea cum să-mi spuneți povestea dumneavoastră. Ați lucrat în televiziune. Când ați ajuns la drone? Da, într-adevăr. Am lucrat în televiziune 15 ani. Am ajuns la drone de agricultură în ultimii 4 ani. Înainte de drone de agricultură am folosit drone de filmat, pentru că lucrând în televiziune am văzut că au apărut și la noi în țară acum câțiva ani buni dronele și am văzut cât de importante sunt. Mi-au plăcut, mi-am cumpărat, mi-am deschis o companie de producție video. Am folosit intens aceste drone și le-am promovat și mă bucur că lumea a înțeles și apelează la ele, după care, cu timpul și ca așa a fost să fie, ca să zic așa, am ajuns și la agricultură. Eu am fost foarte mult timp, sau mă rog, foarte mulți ani, am fost în vacanțele de vară la bunicii mei la țară, crescând acolo, am fost aproape de agricultură, am fost aproape de animale și mi-a plăcut întotdeauna să fiu pe câmp, să înțeleg cum funcționează lucrurile, dar nu m-am axat pe chestia asta pentru că viața și drumul m-a dus către televiziune și mi-a plăcut că m-a dus acolo, dar dronele au unit televiziunea cu agricultura și astfel am zis că e foarte bine să îmbin și utilul cu plăcutul, să îmbin și tehnologia cu istoria, ca să zic așa. Și am decis să deschidem o companie de prestări servicii cu drone agricole. Cu ocazia asta suntem cu tehnologia în câmp. Deci, practic, am împușcat două iepuri, ca să zic așa, dintr-o dată. Aș vrea să-mi spuneți pentru ce interesați niște prețuri. Prețurile pentru astfel de drone de agricultură diferă de la un producător la altul, diferă de la un comerciant la altul, dar totuși vă spun o marge, vă spun un plafon, pot pleca de la 14-15 mii de euro și pot ajunge până la chiar și 25-30 de mii de euro, în funcție de echipare, în funcție de ce tehnologie au pe ele și în funcție, în primul rând, de domeniu pentru care dorești să achiziționezi astfel de drone. Sunt drone de supraveghere, acum cu camere cu termoviziune care te ajută foarte mult la a supraveghea diferite obiective. Sunt drone de agricultură, cum le vedeți pe astea de lângă noi. Sunt drone de analiză de cultură, deci sunt foarte multe drone și în ultima vreme au explodat, să spun așa, domeniile în care se folosesc drone. De la construcții de drumuri, la agricultură, la supraveghere, la aproape peste tot se folosesc drone și se folosesc cu o precizie foarte, foarte mare și aproape fără a da greș. Trebuie să acceptăm nou tehnologii noi, chiar dacă sunt sofisticate, pentru că în momentele când nu putem aplica terestru, cu această dronă putem interveni chiar dacă terenul este foarte, foarte umed. Vom testa cu siguranță în vara asta și noi la cultura de rapiță, poate și puțin la vița de vie, pe anumite zone să urmărim și să vedem eficiența tratamentului terestru pe lângă cea făcută cu drona. În mod normal nu înlocuiește forța de muncă, dar putem valorifica momentul optim de aplicare. Eu mi-amintesc că acum 2 ani a plouat aproape o lună întreagă și nu puteam să fac tratament la vie pentru că se împotmoleau tractoarele pe rând. Atunci am fost nevoit, am căutat o formație de elicoptere și în jumătate de zi mi-am salvat recolta. Deci asta este momentul optim de aplicare. Dacă nu făceam tratamentul cu elicopterul, anul ăla nu mai aveam. Fie nu mai era producția de bună calitate, fie nu mai aveam deloc. Cum vedeți dumneavoastră agricultura peste 10 ani? Da, peste 10 ani voi avea vreo 75. Bănuiesc că tehnologia
continuă să avanseze. Multă automatizare, multă digitalizare, dar se va face producție cu schimbul de azi, de mâine, cu tineret, cu oameni formați la universitățile mai noi, nu de acum 45 de ani. Cu siguranță se va face producție bună și de calitate și cantitativ cât va fi necesar, aplicând tehnica și tehnologia modernă. Dumneavoastră, încă de la început ați luat cele mai moderne utilaje. E asta un succes? Faptul că nu am avut utilaje deloc, începând cu 2001, când am pus bazele fermei private, am fost obligat să cumpăr doar tehnică nouă, și faptul că am participat la câteva târguri internaționale, la Paris, în Germania, la Hanovra, am intrat în contact cu noutățile de ultim moment, am făcut efort financiar mare, dar s-a dovedit că este foarte eficient. M-am apucat de agricultura cu 16 ani, sunt absolvent din Facultatea de Economie, FEA, la Iași, la București, cred că ISES, chema odată, și m-am apucat, așa a fost vremea de agricultură. Am început cu 50 de hectare de teren inițial și acum am ajuns undeva la 1000-1100 de hectare pe raza 3 comunii, Golăiești, unde suntem aici, Victoria și Ungheni. Cu ce utilaje ați pornit? Am început cu unul 650. Am făcut două proiecte pe fonduri europene, în 2008 primul și al doilea în 2018, toată gama de utilaje. Și acum o să încercăm să mergem pe no-till, după cum vedeți aici este rapid semănată la 70, după un disc cu semănătoare de plante prășitoare, direct în mire, știi cum s-ar spune. Apa ne constrânge să căutăm noi soluții și ne împinge către noi bariere pe care încercăm să le atingem. Iar acum, după cum ați văzut, au o prezentare cu dronii, care o să vedem, o să încercăm și în fermă. Am și un proiect depus acum, acolo o lună, în care am o dronă chiar de genul ăsta. Și cu ocazia asta am să văd dacă o iau sau nu o iau până la urmă, dacă sunt hotărât sau nu. Spuneți-mi rapița, apropo că suntem aici în câmpul de rapiță, cum merge anul ăsta? Anul ăsta deocamdată e bun. Anul începutul e promițător, ne-a plouat acum în ultimele 10 zile undeva la 60 de litri de apă avem aici. Și iar n-am avut și un pic de zăpadă, vreo două săptămâni jumate. Acum să vedem în mai, iunie, dacă ne mai dă la umperi, cum se spune popular, o să avem aici undeva 4-5 toni garantat. Clar, n-ai cum să dai înainte. Păi, facem un calcul simplu. Drona asta, am înțeles că e undeva la 15-20 de mii de euro. Ca să faci lucrarea asta, îți trebuie un tractor de 100 de mii de euro, instalații de 50 de mii de euro, instalația, metru normal, cum se spune, ai 150 de mii. Îți mai trebuie un tractor care să-ți ducă o vindajă 20 toni de apă care îți trebuie, încă tractorul 100 de mii, încă vindajă la 20 de mii, te ajungi undeva la 250 de mii de euro. Pe când cu 15 mii de euro, orice agricultor care începe pe o suprafață și mai mică, deci e ideal. Acum, singura mea reținere e cu diluția substanței, cu toate produsele care se comercializează, scrie undeva 200-300 de litri de apă la hectar, pe când asta trebuie să aplici 10 litri. Cu siguranță, cu toți cei prezenți astăzi aici, suntem impresionați. Ne, uitându-ne, ne dăm seama că
cu siguranță în viitorul apropiat vor fi utilizate toate aceste echipamente moderne în fermele vegetale din România. Am auzit cu toții și beneficiile acestor echipamente, cu siguranță că au numeroase avantaje, astfel încât nu e departe ziua în care aproape toată lumea va folosi astfel de echipamente. Am răspuns invitației să venim aici în zona Golăiești pentru a vedea la lucru o dronă care aplică tratamente la rapiță în doză de 10 litri de soluție pe hectar. Noi așteptăm ca prin progresul tehnic din următorii ani să crească capacitatea de înmagazinarea rezervorului și în acest mod să putem aplica pe o suprafață mai mare la un singur zbor. În ultimii ani, cu ce probleme v-ați confruntat? Sunt problemele comune pe care le au toți fermierii pe zonă. Din punct de vedere climatic, se cunosc șocurile prin care am trecut în 2020 și 2022 cu secetele severe care au fost pe zonă, dar având circa 80% din suprafață acoperită cu irigații, s-a reușit să se depășească acest obstacol. S-a schimbat mult în agricultură în ultimii 10 ani în ceea ce privește forța de muncă, tehnologia? Bineînțeles. Forța de muncă temporară, cel puțin, e din ce în ce mai greu de găsit, având în vedere că noi cultivăm suprafețe întinse cu loturi de hibridare de porumb și floarea soarelui și avem nevoie de muncitori temporari pentru purificările biologice și pentru verificarea castratului la porumb, dar suntem nevoiți cu ajutorul microbuzelor să aducem forță de muncă de la sate din ce în ce mai îndepărtate. Se schimbă, vremurile se schimbă, dacă în urmă cu 10 ani vorbeam de o criză a forței de muncă în agricultură, iată că tehnologia ne ajută. De ce ați venit la ea și ce faceți în momentul acesta? Sunt onorat să fiu invitatul acestui eveniment organizat de către Direcția pentru Agricultură Județeană Iași. Sunt onorat să fiu astăzi aici, în condițiile în care și agricultura românească trebuie să țină pasul cu agricultura modernă, adică celebru concept agricultura 4.0, inovație și tehnologie în agricultura modernă. Eu am participat și la un eveniment similar luna trecută în județul Timiș și actorii din domeniul agriculturii sunt deosebit de încântați și dornici să cunoască aceste noi tehnologii și evident să le folosească. Chiar anterior discutam cu colegii pentru că urmăream un utilaj care practic aplica tratamente pe rapița din spatele meu și puteam să observăm foarte ușor cum cel puțin precizia era total diferită de precizia dronelor agricole. Nu mai vorbim de intervenția fizică a roților asupra culturii și cu distrugerile aferente.
unele universități au și introdus disciplina agricultura de precizie. Da, având în vedere activitatea mea de 12 ani la Ministerul Agriculturii, am cunoștințe de aceste noi tendințe în domeniul educației în disciplinele cu specialitate agricolă la universitățile din profil, da, studenții sunt interesați, pentru că de la jocurile pe calculator de strategie la agricultura de precizie nu e decât un pas și practic o chestie complementară și relativ similară. Să înțelegem că inițial un fermier ar investi într-o dronă, dar ulterior își va scoate cheltuielile. Evident. Economiile cu apa, cantitatea de apă folosită, cu forța de muncă, cu evitarea acelor pierderi concrete pe care fermierul le suferă ca urmare a acțiunii fizice a utilajului asupra terenului agricol, una peste alta, plus timpul și evident precizia dronei asupra culturii, avantajele sunt net superioare și chiar dacă ne dorim sau nu, chiar dacă recunoaștem sau nu, chiar dacă știm sau suntem pregătiți sau nu, acesta este viitorul. În momentul de față, din statistici, cam câți ar fi interesați? La momentul actual nu am o statistică actualizată, însă trendul este unul clar ascensiv pentru folosirea dronelor și probabil că în curând, folosind și finanțările din Programul Național Strategic pentru Utilaje, consider că cel puțin 5 fermieri din 10 în următorii 2 ani vor folosi drone agricole. Ce ar trebui să facă fermierii aceștia să se înscrie în program? Să vorbim și... Păi pot contacta oricând operatorul autorizat și știu că ei sunt oricând la dispoziția fermierilor, pot merge să facă demonstrații gratuite în teren. Mai apoi decizia cu privire la achiziționarea unei drone sau a serviciilor de lucrări cu aceste utilaje pot fi la dispoziția domniilor lor. În urmă cu câțiva ani, marii fermieri vorbeau de o criză a forței de muncă, acum lucrurile s-au schimbat radical. La Facultatea de Agronomie din Iași, studenții învață cum se folosesc cele mai complexe utilaje. În programa școlară a fost introdusă o disciplină nouă, intitulată Agricultura de Precizie, iar laboratoarele sunt dotate cu echipamente de ultimă generație. Agricultura de precizie este o disciplină introdusă de curând în curricula studenților, întrucât trebuie să ținem pasul cu progresul tehnologic și cu evoluția tehnicii din acest domeniu. Deci, ea este o temă de actualitate. Tocmai de aceea participăm anual la expoziții internaționale pe domeniul ingineriei mecanice și al roboticii în agricultură. În cadrul disciplinei, studenții învață aspecte legate de reglajele efectuate la toate mașinile agricole. Pe lângă aceasta, o altă temă de interes este reprezentată de dronele folosite în agricultură, sub cele două forme ale lor, respectiv dronele cu senzor multispectral și dronele pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare și nu numai. De asemenea, le sunt prezentate studenților aspecte legate de utilizarea GPS-urilor care sunt montate pe tractoare în agregat cu alte mașini agricole sau care sunt montate pe autopropulsate sau combine. Iarăși, sub diferitele forme în care acestea sunt comercializate, adică cu autoghidare sau fără.
Am învățat cum să configurăm și cum să folosim echipamentele de ghidare semi-automate sau automate, care se pun la autovehiculele agricole, și aș putea să fac o simulare de cum se poate funcționa pe aceste echipamente. Noi putem să rotim de volan, dar dăm viteza puțin mai mare și doar trebuie să ne luăm o linie, apoi dați mai încet și apăsăm aici, se autoghidează singur și va merge pe linia roșie și noi doar vom sta în tractor și vom vedea cum lucrează singur. Avem aici un set care a fost distrus, chiar săptămâna trecută, nu? Dacă mi-aduc aminte bine. Deci, într-o eroare. Deci arată foarte, foarte bine, nivel din baterie. Ăsta e full. Și ieșim cu ea afară, nu? Da. Ok. Dar mai întâi și întâi trebuie să facem sync și hotspot, că n-avem netul până aici. Drona este în momentul de față un subiect de actualitate, întrucât prezintă o serie de avantaje în utilizarea ei, în special în agricultură, cum ar fi, în primul rând, este intervenția asupra culturii în momente în care intervenția terestră este imposibilă. Și atunci, dacă cultura respectivă necesită un tratament de urgență, dronele ne pot ajuta sub acest aspect. Reducerea forței de muncă, pe lângă aceasta, de asemenea, se reduce consumul energetic, se evită suprapunerile. Putem aplica cu rată variabilă dacă deja tehnologia ne permite și am avut o cartografiere a solei, respectiv o hartă pe care o introducem în dronă. Acolo putem vedea producțiile obținute anul precedent și atunci putem aplica cu rată variabilă pesticidele, și nu numai în acest sens, ci și în cazul în care este nevoie sau nu. Ele pot fi echipate și cu senzori de teledetecție a buruienilor, de exemplu, și atunci aplicăm substanță chimică acolo unde este nevoie. Prin urmare, se realizează o economie de pesticide care nu sunt tocmai ieftine. În momentul de față, ele pot fi livrate cu bazine de până la 50 de litri și dacă dăm o doză de 10 litri la hectar, înseamnă că cu o singură încărcare a bazinului se pot realiza 5 hectare. Având în vedere gabaritul diferențiat între dronă și o autopropulsată, să spunem, bineînțeles că cu ajutorul dronelor tratamentul se execută mult mai rapid, ele având și o viteză de deplasare mai rapidă. Asta este rulul, în jurul axii de plasare mai mic, și asta este standardul. Evoluția tehnicii în agricultură a avut un progres impresionant în ultima vreme, plecând de la activitățile clasice de înființare a unei culturi agricole, am ajuns în momentul de față la echipamente GPS care sunt autocontrolate, cu autoghidare, la drone care iarăși merg singure după o anumită hartă generată anterior. Și toate aceste aspecte nu aduc decât avantaje, precum consum redus energetic, de forță de muncă, suprapuneri micșorate, aplicarea de tratamente fitosanitare sau de îngrășăminte cu rată variabilă. Noi avem în dotarea disciplinei atât o dronă cu senzor multispectral folosit pentru cartografiere, determinarea gradului de îmburinare și alte aspecte, precum și această dronă utilizată pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare. Drona este un model T10, este cu 4 rotoare, are în componența sa un bazin pentru alimentarea cu pesticide, un compartiment pentru baterii, cele 4 brațe cu cele 4 rotoare și elici montate în diagonală, pentru că sensurile de rotație diferă
în diagonală, tocmai pentru a-și păstra echilibrul în rotația spațială în jurul axei de girație. De asemenea, este echipată cu un sistem de pompare și transport a soluției pe brațele dronei către rampele cu câte o diuză care realizează conul de stropire. Pot spune că s-a transmis ereditar de la bunicii mei încoace. Tatăl meu lucrează de mic cu utilaje agricole așa și a vrut de la noi să țintim un pic mai sus. Eu și fratele meu a terminat studiile acum câțiva ani, este deja în domeniu, iar eu la fel mi-a plăcut de mic, am avut contact cu utilaje, cu desigur nu cu drone, dar acum crescând și chiar am lucrat în domeniu, am avut contact și cu aceste drone și mi s-a părut foarte interesant. În cadrul disciplinii agricultură de precizie le sunt prezentate studenților și aspecte cu privire la GPS-uri montate pe tractoare în agregat cu mașini agricole sau combine și autopropulsate, GPS-uri livrate în două forme, cu autoghidare sau fără. Le sunt prezentate aspecte cu privire la măsurătorile efectuate la montarea unei antene GPS pe un tractor sau autopropulsată, cum ar fi distanțe de la antenă la punțile motoare, la punțile directoare, distanța de la antenă la rampa cu diuze, dacă vorbim de o mașină de erbicidat. Alte teme de actualitate ar fi tehnologia Nexat, care este reprezentată de acea mașină produsă în vestul Germaniei de către o familie, mașină care este gândită să lucreze terenul în benzi cu 6 module care realizează de la prelucrarea solului până la recoltare. Ideea de bază este ca tasarea solului să fie aproape zero. De ce? Pentru că este gândit în așa fel încât în fiecare an șasiul respectiv să calce pe aceleași urme, modulele având o lățime de lucru de 14,5 metri. Alte teme de actualitate ar fi roboții utilizați în agricultură, realizați în parteneriat între firmele producătoare de mașini agricole, roboți care în momentul de față sunt ghidați de către mașina agricolă și nu invers. Mă refer la faptul că mașina agricolă transmite robotului diferiți parametri de lucru, cum ar fi adâncime de lucru, rezistență hidraulică a organelor de lucru, dacă vorbim de prelucrarea solului, la înaintare, adâncime de lucru și alți parametri. Acem aplicația Copernicus, prin care ne arată indicele de vegetație cu diferență normalizată. După cum vedeți, aici este podul Liloae. Am pus exact ca să vedeți dumneavoastră. Ceea ce este interesant în aplicația asta este că se face odată, scanarea se face odată la 5 zile, iar depinde foarte mult de nor. Dacă este o zi norată, nu se observă absolut nimic, după cum vedeți aici. Mai jos, sunt nori, nu se observă nimic și nici pe acești indici nu se observă mai nimic. Avem diferiți indici de vegetație, de umiditate, de temperatură. Avem aici diferite măsurători, putem avea chiar și o măsurătoare 3D. Ajută foarte mult. În ceea ce privește să vedem starea culturii, putem amplasa și chiar și utilajele noastre, să le putem vedea, putem vedea solele, putem vedea parcelele. Dacă trebuie irigat, îi ajută foarte mult pe fermieri. Asta e girația. Asta e tangajul. Și mișcarea de ruliu. Și ea își menține echilibrul din turație, pentru că unghiul elicilor nu poate fi modificat ca la elicopterii. Compensează chiar și vânt și orice. Și să spunem că dacă am avut pregătit o hartă, i-am dat punctele de refer și ea merge să carteze, își urmează perimetru,
cartează solul, ia imagini sau dacă e cazul de tratamente, stropește. Combinații de operare se poate executa între joystick-uri, astfel încât ea să meargă în cerc, să meargă în diagonală. Există și anumite zone restricționate. Și dacă ea are efectuat, de exemplu, tratamente și ar merge la o înălțime mică, de exemplu, acele obstacole ar trebui ocolite. Și atunci, sau poate fi vorba de obstacole mai înalte, stâlpi, copaci, în interiorul solei. Trebuie marcate în harta ei din soft, ca ea să știe în momentul în care își generează liniile și acel traseu, să știe să evite obstacolul. În momentul de față, agricultura în general, toate activitățile din domeniul agricol sunt la un nivel corespunzător dezvoltării tehnicii științei actuale, astfel încât nu mai putem să acceptăm în momentul de față că o fermă poate fi eficientă pe termen lung fără utilizarea acestor tehnologii de ultimă oră. Astfel încât în momentul de față utilizăm pe scară largă și predăm studenților pentru a se familiariza cu aceste echipamente drone pentru determinarea fertilității solului prin sistem de lentile, drone pentru determinarea stării de dezvoltare a culturilor, drone pentru stropit și tratamente fitosanitare. În același timp, utilizăm sisteme de gestiune a fermei, toate bazate pe senzori fixați, montați pe toate echipamentele, tractoare, semănători, orice fel de combine, orice fel de echipament din fermă, astfel încât fermierul știe în orice moment, pe telefon, vede consumuri, dacă un utilaj lucrează sau stă, dacă merge în gol sau lucrează în plin, și în felul acesta poate să urmărească tot procesul de producție într-un mod foarte, foarte eficient și să intervină în timp real pentru a corecta anumite lucruri sau pentru a eficientiza. Utilizăm tractoare autodeplasabile. Există deja în agricultura României, se folosesc și în Moldova. Studenții noștri în practică, în orele de practică, merg și îl văd cum lucrează. Deci sunt programate să lucreze fără operator, fără mecanizator, zi și noapte, ară, seamănă, fac lucrări, deci crește eficiența în agricultură și sigur în felul acesta o să crească și profitul. Avem de asemenea, sau utilizăm de asemenea și predăm studenților modul în care pot și trebuie să utilizeze datele meteo din stații integrate, stații care se găsesc pe toată suprafața, care sunt interconectate între ele și atunci aceste date trebuie înțelese, trebuie prelucrate și alese momente optime pentru a efectua diferite lucrări. Semănat, tratamente chimice, recoltat și așa mai departe. În același timp, sistemele GPS au ajuns deja să fie atât de obișnuite în viața curentă, dar și în agricultură, încât recomandăm tuturor fermierilor și pentru asta pregătim studenții noștri să utilizeze aceste sisteme, astfel încât toate tractoarele și mașinile agricole din fermă sunt echipate cu sisteme GPS, la o precizie de 2 cm se deplasează pe sole, rândurile sunt perfect drepte, distanțele dintre două treceri sunt perfect controlate, tratamentele care se fac pentru fertilizare, pentru semănat, având la bază hărți digitale cu care iarăși studenții noștri sunt obișnuiți încă din timpul facultății să le întocmească și să le utilizeze mai ales, asigură tratamente diferențiate pe fiecare solă. Deci fertilizarea nu se mai face uniform pe toată suprafața cu aceeași cantitate, ci în funcție de starea de fertilitate a solului pe zone de până la 100 de metri pătrați, de exemplu, date care le găsim în hărțile digitale, fac ca la aplicarea îngrășămintelor toate diuzele să lucreze
în mod specific pentru suprafața respectivă. Deci diferențiat aplicăm aceste îngrășăminte. Nu mai vorbim de semănători cu senzori care asigură desimea strictă în număr de boabe la metru pătrat sau la hectar. Ce să spun, s-a schimbat total modul în care se lucrează și de la un mecanizator care era suficient să aibă maxim 8 clase și să știe să lucreze cu un tractor sau combină, în momentul de față avem oameni pe care îi pregătim, care devin foarte valoroși pentru agricultură, pentru că un echipament care costă câteva sute de mii de euro, o combină de 500-600 de mii de euro, nu poate sau nu poți să o încredințezi cuiva care nu este familiarizat cu tot ce înseamnă electronica din bord și din interiorul combinei. Este periculos să faci acest lucru și se pot întâmpla lucruri total neplăcute. Deci pregătim oameni pentru a putea lucra nu doar cu tehnica viitorului, ci cu tehnica actuală, pentru că aceste lucruri există și sunt folosite. Investim în permanență. În primul rând, suntem atenți noi, cadrele didactice, la tot ce se întâmplă în piață. Și încercăm să ținem pasul și să, pe cât, dacă este posibil, să fim chiar cu un pas înainte. Pentru că la toate târgurile internaționale, vezi târgul de la Hanover, care odată a doua ani cu mașini agricole, vin absolut toate noutățile și toate tendințele care se manifestă în construcția de mașini agricole, de echipamente, de softuri și, eu știu, sisteme de evidență din fermă, le vedem și mergem acolo, ne documentăm, luăm legătura cu firmele respective, facem demonstrații foarte frecvent în cadrul universității cu studenții noștri. Firme care vin și își prezintă echipamentele și atunci studenții sunt familiarizați cu ele încă din timpul școlii și unii chiar lucrează cu ele în perioada studenției pentru că au și acasă ferme sau părinții, familia, în sfârșit sunt mult mai aplicați. Sunt foarte aplicați și acest lucru ne bucură. În condițiile acestea, când absolvenții de aici sunt foarte bine calificați, cum e în momentul în care ei termină studiile? Sunt mai multe variante, sigur, dacă ne referim la variantele de fermă și companii care angajează absolvenți pentru activități în fermă, sunt foarte căutați cei care stăpânesc sisteme de agricultură inteligentă, sistemele de agricultură inteligentă, sunt foarte căutați cei care au noțiuni de bază și își doresc să lucreze în automatizarea sistemelor de irigații, care au început să se dezvolte foarte mult. Sunt foarte căutați toți cei care sunt dornici să muncească, deci să-și folosească diploma și anii petrecuți în facultate pentru a face parte din echipe, pentru că toată lumea vrea să-și constituie echipe și să se bazeze pe acești oameni din echipe. Firmele, companiile, fermele investesc în noi angajați cu speranța că aceștia vor fi oameni, vor deveni oameni de bază a echipelor și vor putea să facă față tuturor, eu știu, provocărilor care apar pe parcursul anilor sau unui an, unui sezon de vegetație. Sunt foarte multe oportunități de angajare. Avem cereri din partea companiilor, motiv pentru care organizăm des întâlniri între studenții din anii terminari și reprezentanții firmelor, companiilor care vor să angajeze. Deci, după părerea mea, cererea este mai mare decât disponibilitatea unora dintre absolvenți de a se angaja. Puneți un mare accent pe cercetare. Asta v-a și făcut să fiți în top. Toate universitățile pun accent pe cercetare. Încercăm și noi să avem cât mai multe contracte de cercetare fundamentală pentru cei care studiază master sau doctorat, dar și cercetare aplicativă. Aici am dezvoltat această direcție, am dezvoltat-o foarte mult în ultimii ani, cu contracte de colaborare cu fermieri din toată Moldova, cu asociațiile fermierilor și prin Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu am scris și sau am câștigat proiecte în care au fost prinși foarte mulți fermieri cu avantaj de ambele părți. Adică noi am făcut cercetare, am aplicat sau am dat soluții problemelor pe care ei le-au solicitat a fi rezolvate
Și în același timp, ei, fermierii s-au ales cu problemele rezolvate și au primit și finanțări din cadrul acestor proiecte. Deci un sistem win-win care a funcționat și funcționează foarte bine. Și sigur, acest lucru s-a văzut, activitatea de cercetare și în creșterea numărului de lucrări publicate. În ultimii 2 ani am dublat, mai mult decât am dublat, numărul de lucrări care erau publicate în mod obișnuit în reviste din tip ICI, în fluxul principal de informații, ceea ce pentru universitatea noastră a constituit o premieră, ca să spun așa, și un lucru foarte bun. Avem un colectiv pe genetică și ameliorare, oameni tineri cu doctorate în străinătate, cu colaborări internaționale, colective redutabile, au început să aibă rezultate în România și care sigur vor veni pe piață în cel mai scurt timp cu creații noi, care le obțin nu prin metodologia tradițională, cadrul căreia un soi sau un hibrid era obținut în 10 ani sau 15 chiar, ci vin cu transfer genomic și sperăm cu toții că drumul acesta de la niște genitori, deci care să dea caractere și gene la condiții diferite, dificile, în sfârșit și producții de calitate, până la un soi care să se vândă pe piață sau un hibrid, să fie până în 5 ani. Ceea ce va fi o premieră absolută și un lucru foarte bun pentru România. Sunteți chiar de admirat, dat fiind faptul că luați absolvenți de liceu din mediul rural și ajung specialiști. Da, aici ca este... posibilități financiare reduse. Aici sunt unele povești, dacă le pot spune așa, extrem de frumoase, în sensul că copiii care au ajuns la noi, unii îndrumați de părinți sau sfătuiți de prieteni, alții pur și simplu într-o inspirație proprie, au văzut undeva o promovare și merg la Universitatea Științele Vieții din Iași și care și-au schimbat total viața. Au venit, au descoperit un profesor care i-a inspirat, care s-a ocupat de ei, care i-a ajutat și ne trezim, ca să spunem așa, că după câțiva ani sunt vedete în niște firme sau conduc colective importante, au rezultate și asta ne face foarte mândri și pe noi. Și cred că la fel de important este și faptul nu numai de a-i descoperi și forma, dar și de a ține legătura în continuare cu ei, pentru că ei, alumnii, absolvenții noștri, sunt ambasadorii universității și legătura pe care o ținem cu foarte mulți dintre acești absolvenți ai noștri ajută și la formarea generațiilor noi, pentru că se fac internship-uri, practici, burse se acordă din parte, excursii pentru a de studiu, evident, și lucrurile se leagă între generații în felul acesta și funcționăm foarte bine în acest fel. Cred că dacă am avut succes în ultimii ani cu dezvoltarea universității, acest lucru s-a datorat în mare parte și faptului că am intensificat aceste relații cu mediul economic și cu absolvenții noștri. O singură concluzie. Fără tehnologie, nimeni nu va mai putea face performanță în agricultură.